Un sfert dintre români țin post miercurea și vinerea și doar unul din 10 reușește să respecte toată perioada înainte de sărbătorile importante. Un studiu al unei companii de cercetare a pieței arată că și jumătate dintre români țin post măcar câteva zile pe an. Românii care țin post merg în general pe rețete simple și economice. 81% dintre cei care au răspuns unui studiu realizat de o companie de cercetare a pieței au declarat că preferă orez, cartofi sau paste cu legume. Apoi urmează salatele de crudități și pateul vegetal. De astăzi a început postul. Să-mi spuneți dacă dumneavoastră țineți post. Da, țin post. Tot postul țin și toate posturile le țin. Ce alimente consumați dumneavoastră pe post? Acum chiar avem ce. Și vinete, și dovlecei, și fasole verde, și fasole uscată, roșii, castraveți. Acum chiar avem cu ce. Vi se pare costisitor să țineți post? Pentru mine nu. Nu. Nu este... Eu sunt ajutată foarte mult și de copii. Cele mai consumate produse în perioada de post sunt mâncarea gătită și salatele de crudități și fructe. Aproximativ jumătate din români au declarat că obișnuiesc să țină post, indiferent dacă fac asta doar câteva zile sau toată perioada. Îmi spuneți dacă dumneavoastră țineți post. Da, miercurea și vinerea. Da, atunci nu că aș fi un habotnic în ceea ce privește... creștinismul. Sunt un creștin ortodox practicant. Ce alimente consumați dumneavoastră pe timpul postului? Păi, legume. Credincioșii nu mănâncă alimente de dulce timp de 40 de zile. Aici este vorba despre carne, ouă, lapte și brânză. Trupul se purifică astfel printr-un regim, dar și prin rugăciune și gânduri bune. Dumneavoastră țineți post, că tot a început perioada postului. Numai vinerea. Vinerea țin. Și ce alimente consumați în perioada postului? Vinete, ardei, cartofi, salată de roșii. Mi se pare costisitor a ține post. Cam da. Este, pentru că legumele sunt destul de scumpe, comparativ cu alți ani când erau mult mai ieftine în perioada asta. Dar... trebuie. De asemenea, nu se mănâncă pește în zilele fără dezlegare. Este interzis fumatul și alcoolul. În perioada postului sfânt, oamenii trebuie să facă lucruri bune și să îi ajute pe cei în nevoie. De asemenea, obiceiurile de acum trebuie să se întindă pe toată viața. Pe lângă latura privind sănătatea, preoții spun că postul ar trebui să fie mai mult despre înfrânarea gândurilor negative, despre rugăciune, smerenie și credință. Postul aici este... aici este postul, nu în alte parte. Da. Deci, dacă vrei, și sunt situații când ții post forțat. Da, dar știți că se spune că postul nu doar că ne curăță spiritul de rele, ci și organismul de toxine și toate cele. Păi da, da, este perfect adevărat. Da, cât de multe fructe. O bucățică de carne sau salam sau ceva acolo, pe o pâine prăjită. Este perioada din an în care oamenii se conectează mai mult cu Dumnezeu, își înfrânează pornirile trupești, poftele și gândurile precum invidie, bârfă și alte păcate omenești. În plus, îndestularea este și el un păcat, așa că în perioadele de post se consumă mai puțină mâncare. Hrana este văzută ca o necesitate, nu o plăcere, de aceea nu se mănâncă de dulce.